vă spun, domnul președinte este un agent electoral. Este un agent electoral, îmi cer scuze, al partidului de guvernământ. Deși Constituția ar trebui să-l fi îndemnat să rămână echidistant. Din discursul președintelui n-am înțeles decât chestiuni contrare, că avem în primul rând un nou coronavirus, eu știam că ne luptăm cu el, mai avem puțin și face un an. Că medicii, întreg personalul medical se va fi vaccinat, excluzând astfel voluntariatul în ceea ce prin opțiunea pentru vaccinare. Dar până la urmă dumnealui a zis că e bucuros că 80% se vor vaccina până la urmă. Deci foarte multe controverse în discurs. Jenant este altceva. Domnul președinte transformă orice ieșire publică a domniei sale într-un limbaj electoral care este sub nivelul prevederilor constituționale. Deci dumnealui respectă Constituția și laudă prevederile Constituției numai când îi convine domniei sale și partidului de guvernământ. În rest, începând de la participări la meeting-uri neautorizate, la atitudinile constante, zic eu, din perspectiva modului în care dumnealui face pe față, deschis, campanie pentru un partid. Oare ce să înțelegem de aici? O disperare a domniei sale că partidul de suflet nu va câștiga acest sufragiu?